O femeie în vârstă de 45 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost călcată numai puțin de 3 ori de propria mașină. Potrivit The Guardian, conducătoarea auto a coborât din mașină pentru a scoate ceva din portbagaj, fără a opri motorul. Staționat pe o stradă ușor în pantă, vehiculul s-a pus în mișcare în marșalier. Potrivit poliției, femeia a încercat să oprească mașina, însă nu a reușit și a căzut. Automobilul a trecut apoi peste ea. Continuându-și cursa, după ce autovehiculul a lovit un autoturism parcat în fața sa și a schimbat direcția de mers, deplasându-se în sens opus, în direcția femeii aflată pe jos, care a fost lovită a doua oară. Mașina și-a continuat însă deplasarea și, lovindu-se de o bordură a trotuarului, a pornit din nou în marșalier, trecând peste a treia oară peste femeie. Mașina s-a oprit în cele din urmă într-o barieră de lemn, relatează mesajul.ro.